Dacă ești interesat să urmezi o carieră militară, Jandarmeria Română scoate la concurs 700 de locuri la școlile militare de suboficeri jandarmi și Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Drobeta Turnu Severin recrutează viitori militari ISU. Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți recrutează candidați pentru admiterea la școlile militare de subofițeri de jandarmi. Sunt disponibile 700 de locuri, iar tinerii interesați pot depune cererile de înscriere până la data de 18 martie inclusiv. Din totalul de 700 de locuri, 350, din care 3 pentru romi și 2 pentru alte minorități, sunt la școala militară de subofițeri de jandarmi Petre Rare și Fălticeni, iar restul de 350 de locuri, din care 3 pentru romi și 2 pentru alte minorități, sunt la școala militară de subofițeri de jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani. Celor interesați de a urma o carieră în Jandarmeria Română le aducem la cunoștință că se pot înscrie la concursul de admitere la școlile de subofițeri ale Jandarmeriei Române pentru unul dintre cele 350 de locuri la școala militară de subofițeri jandarm Grigore Alexandru Ghica Drăgășani sau cele 350 de locuri la școala militară de subofițeri jandarm Petru Rareș Fălticeni. Cererile de înscriere se vor depune exclusiv în format online până pe data de 18.03.2022 la adresa comunicată pe site-ul instituției noastre, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Data limită pentru depunerea dosarelor de candidat în volum complet este de 27.03.2022. Informații referitoare la admitere se pot obține accesând site-ul instituției noastre www.jandarmeriamehedinți.ro, secțiunea carieră anunțuri admiteri sau în mod direct la Serviciul Resurse Umane al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți. De asemenea, până pe data de 18 martie, inclusiv Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta recrutează pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu, Boldești. Recrutarea se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, cu domiciliul sau reședința în județul Sibiu. Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, numărul de locuri aprobate pentru sesiunea martie-mai 2022 este de 300. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți recrutează tineri în vederea participării la concursul de admitere organizat de Școala de Suboficieri de Pompieri și Protecție Civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea martie-aprilie 2022. Pentru pompieri au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, două dintre acestea alocate candidaților de etnie romă, iar alte 25 pentru maiștri militari auto. Cererile de înscriere se transmit până la data de 18 martie la adresa resurseumane@isumehedinți.ro pentru cetățenii cu domiciliu sau reședința în județul Mehedinți. Candidații trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, împliniți în anul participării la concurs, să fie absolvenți cu diplomă de bacalaureat, media generală obținută la purtare în liceu să nu fie mai mică de 9 și să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Totodată să nu fie în curs de urmărire penală, ori de judecată pentru săvârșire de infracțiuni, să nu fi fost deținuți într-o funcție publică și să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.